Începând cu ora 13, militarii au început repetiția generală defilând împreună cu 65 de echipamente militare. Repetiția a durat o oră. Desfășurăm antrenamentul în vederea celebrelor militar de mâine. Militarii diviziei 4 împreună cu celelalte ministere, după acest antrenament, avem de pregătiți 600 de militari și 500 de mijloace blindate. Acum trebuie în fața dumneavoastră transportoare blindate, are batalionul 811 infanterie, urmând să facem antrenament pentru ca mâine să fie o zi deosebită și să fim onorați și mândri că am desfășurat antrenamentul și a ieșit foarte bine. Care este cea mai mare atracție pentru cei care fac mâine? Cea mai mare atracție la misiunea Apărării Naționale sunt acele aruncătoare de proiectile reactive, care sunt din dotare și reprezintă rezerva comandantului diviziei. Câteva sute de persoane au ieșit pe bulevardul 1 decembrie 1918 cu steaguri în mână, iar majoritatea promit că vor fi prezenți și mâine. Parada a fost foarte frumoasă, începând cu defilarea militarilor, tehnica militară și a fost o plăcere și pentru copii, pentru nepoți, pentru noi care am trecut și am făcut armata, ne-a răscolit amintirile plăcute, frumos. Cel mai mult tehnica militară și militarii care au defilat prin fața noastră, începând vânători de munte, cei care au fost în teatrele de luptă din afara țării. Ați participat și dumneavoastră la asemenea defilare când ați fost militar? Da, dar alte condiții erau atunci. Și eu am trecut prin aceste lucruri, am făcut școală șofer în armată, am lucrat ca șofer în cadrul armatei, să zic așa. Foarte multă lume noi, dar frumoasă. Frumoasă. Și a fost o repetiție astăzi. A fost o repetiție, da. Și... A ieșit bine? Am venit numai acum și eu, n-am venit de mult. Și... Destul de bine ce am văzut până acum. Ce am văzut destul de bine. Ce m-a impresionat? Păi, toată tehnica ce avem, ce se vede că avem până acum. Tehnica militară și asta. Destul de reușită până în momentul de față. Să vedem mâine cum evoluează. Cei mai încântați au fost copiii care au urmărit cu foarte mare atenție tot ce a mișcat. Am văzut mașini de poliție, jandarmi, mascați, soldați care defilau. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, jandarmii. De ce? Păi, pentru că sunt mai speciali și, nu știu, păzesc țara și în război și așa. Ți-ar place să fii un cadru militar când o să fii pești? Da. Ce cadru? Păi, polițistă. De ce? Păi, ca să scap țara de oamenii răi. Mi-a plăcut mascați. De ce? Cu sniperi. De ce? Fiindcă o armă bună cu sniper, poți simți de la 13 metri distanță și... 150 mai precis. Oh, mersi. 150 de metri. Și mai îmi place ceva la sniper, că e lung și poate trage departe. Ia să spui și tu ce ai văzut la parade și cum s-a părut. Îl cheamă Ionuț. Mie mi s-a părut parada frumoasă și mi-a plăcut cel mai mult jandarmeria. Mi-au plăcut cel mai mult mașinile de pompieri. De ce? Pentru că au multe lucruri ca să salveze oamenii. Și ce altceva ți-a mai plăcut? Mașinile de armată. De ce? Pentru că îmi place una care poate merge pe apă. Mi-au plăcut tancurile. De ce? Fiindcă sunt mari și lup și trag. Tu ce vrei să faci când vei fi mare? Să mă fac armatrist. Ca și în alții ani de la parada militară, nu va lipsi tehnica militară, dar anul acesta, din păcate, vor lipsi avioanele și elicopterele. Mâine la parada militară sunt așteptați aproximativ 20.000 de oameni din toate colțurile țării. La parada americană, soldeșnii deși. În cei peste 65 de ani de existență, artileriști și rachetiști de antilie